Pare că în meste n-au pobedit nimic comuniștii cu socialiștii, din contra au pierdut orice speranță de guvernare perioada următoare. Nu i-a ajutat nici fraudare, nici multe secții în Transnistria. Și așa că la balcon nu e nimeni, în interior e tristețe, paznicul se ține cu mâinile de cap, se gândește la ce partid să mute. Probabil și la sediul comuniștilor e la fel de trist. Și Lenin e în umbră, ca bustul lui Lenin acolo la sediu.